Bun găsit la Observator Update, sunt Mădălina Iacob, este ora 9, vedem împreună cele mai importante informații ale momentului. Parlamentul a decis cum va arăta starea de alertă în România. Proiectul de lege elaborat de guvern a suferit modificări substanțiale. Printre măsurile introduse se numără. Parlamentul este cel care încuviințează starea de alertă pe o perioadă de maximum 30 de zile. Amenzile nu pot fi mai mari de 15.000 de lei și avem obligația cu toții de a purta masca de protecție în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun, dar și la locul de muncă. Și punctual acum, este permis accesul în lăcașurile de cult cu măsuri sanitare impuse și distanțarea socială. Se deschid magazinele din centrele comerciale care au intrare de afară și sunt deschise. Farmaciile, cabinetele stomatologice, magazine alimentare, curățătorii de haine, centre de îngrijire personală, toate, bineînțeles, cu respectarea măsurilor sanitare impuse. Se deschid muzeele, bibliotecile, librăriile, cinematografele și studiourile cu respectarea măsurilor sanitare. După o lună și jumătate, municipiul Suceava și 8 localități din jur au fost scoase aseară din carantină. Ministrul de Interne a anunțat vestea prin ordonanța militară numărul 12, care expiră pe 15 mai. Sunteți eroii noștri, a spus Marcel Vela. Se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă, formată din următoarele 8 comune. Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. Aș dori să mulțumesc compatrioților din județul Suceava pentru efortul, dăruirea și implicarea lor din această perioadă, când prin tot ceea ce au făcut, au avut grijă de sănătatea celor dragi și au protejat pe ceilalți cetățeni din zonele limitrofe și din toată țara. Atât de la Observator Update acum. Ne revedem și ora următoare. Nu uitați, dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran, dar și către noua noastră rubrică aplicației Observator. Acolo puteți încărca propria dumneavoastră știre cu fotografii, video și text. Mai multe informații pe observatornews.ro, dar și pe pagina noastră de Facebook. Fii Observator!